Îți mulțumim, Iana, pentru povestea frumoasă, extrem de frumoasă, extrem de rafinată, rotundă și plină de înțelesuri. Ieri vorbeam cu o cititoare care felicita Humanita Junior pentru cărțile frumoase pe care le scoate. M-au bucurat enorm aceste cuvinte. Am fost încântată să-i spun că orice carte Humanitas Junior are mai multe niveluri de lectură și că o poveste frumoasă nu e de ajuns și nici niște ilustrații frumoase nu sunt de ajuns. Înțelesurile trebuie să fie profunde și trebuie să inspire ceva în cititor. De aceea nu ne atrăgem poveștile întâmplător și atunci când a intrat pe ușa editurii cu această poveste, n-am zis doar pentru că te cunoșteam pe la televizor. Așadar, este o poveste frumoasă din toate punctele de vedere și pe toate palierele de lectură și mulțumim Ianei că a scris-o și o așteptăm și cu a doua carte. Îi mulțumim Atenei Boca că a fost astăzi aici alături de noi și sper din toată inima într-o colaborare. E imposibil să nu facem ceva împreună și pentru părinți și pentru copii. Și îi mulțumim Amalie Enache și de ce nu o așteptăm și pe ea cu o carte. Pe dumneavoastră vă așteptăm la ora 12:30 la o întâlnire cu Cristian Presură, tot o lansare cu Humanitas Junior, Cristian Presură. Autorul bestsellerului Fizica Povestită a scris un atlas de astrofizică pentru copii. Până atunci însă, Iana va da autografe tuturor celor care vor să ia autograf, iar locul cu pricina se află după colț. Mulțumim tare mult!